Sub denumirea Salonul Cărții 2013, Biblioteca Județeană I.A. Basarabescu Giurgiu și Cenaclul Literar Luceafărul, împreună cu Asociația Culturală Ion Vinea, au organizat astăzi în sala de lectură a bibliotecii o manifestare culturală la care au participat, pe lângă membrii instituțiilor amintite, bibliotecari comunali, oameni de cultură din municipiul și județul nostru, scriitori, oameni de presă și parlamentari giurgiuveni apropiați de fenomenul cultural local și județean. Acțiunea a cuprins o expoziție de carte și lansarea volumului al doilea al lucrării scriitorului și jurnalistului Ion Gaghi, Golgota răstignirii noastre. Cartea reprezintă o radiografie necosmetizată a perioadei post-decembriste din mandatele președintelui Băsescu. Dacă de acolo de sus s-a dat dispoziție să se ia laptele de la gura bebelușului, nu vi se pare normal că pruncii ăia au fost deja condamnați? Dacă cei care merg la grădiniță în primii 3-4 ani mai primesc sau nu mai primesc lapte și corn, programa școlară nu e făcută și ea de un minister care are un ministru pus politic și care acum, da, la cultură. Cu același prilej s-a lansat calendarul aniversărilor culturale ale anului 2014 și s-au decernat premiile culturale 2013, ediția a treia, In Memoriam Mihai Ion. Aflat în rândurile celor care au organizat acțiunea de astăzi, conștient de greutățile cu care se confruntă cultura în general, deputatul PSD Florian Nicolae a adresat tuturor urările sale pentru sărbătorile de iarnă, dar s-a declarat în același timp solidar cu cei care activează în domeniul culturii. Eu aș vrea să nu trec peste acest moment și să nu vă urez la mulți ani, să vă dea Dumnezeu tot ceea ce dumneavoastră vă doriți. Sigur că dumneavoastră, oamenii de cultură ai orașului și județului nostru, aveți nevoie de sprijin din partea noastră a tuturor, iar eu, în măsura posibilităților mele, voi fi permanent alături de creațiile dumneavoastră și le voi susține așa cum susțin și multe alte activități, atât cât pot și cât mă place. Vă mulțumesc! La mulțumesc! Acțiunea, care a fost moderată de Dunia Pălângeanu, s-a încheiat cu un scurt spectacol muzical și colindele elevilor Școlii Generale numărul 6 din Giurgiu și a celor din Comuna Daia. Prea degeaba sânge, prea degeaba patim,